Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Doamnelor și domnilor, discutăm în această seară despre cea mai importantă activitate desfășurată de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, asociație înființată la inițiativa deputatului Florian Nicolae. Discutăm despre, am spus, cea mai importantă acțiune care se află în desfășurare de la încă de anul trecut și vorbim aici despre asanarea subsolurilor, asanarea de apă menajeră. Cu cine puteam să discutăm, să dezbatem mai bine acest subiect, dacă nu cu beneficiarii lucrărilor, cu locuitorii de pe scările care s-au bucurat de această intervenție a voluntarilor grupului de firme Nova Force, pentru că grupul de firme Nova Force a fost alături încă de la început Asociației Umanitare pentru acest scop nobil, pentru că în multe dintre scările din Giurgiu situația este una dezastruoasă. Dați-mi voie să vi-i prezint așadar pe invitații mei din această seară. Și am să încep cu Alexandra Mihai. Bună seara! Jurnalist TV Giurgiu, axat pe investigații și anchete, face parte din redacție, o colegă cu care mă mândresc și am să amintesc pe parcursul emisiunii despre aportul pe care îl are la jurnalul TV Giurgiu și de asemenea vreau să specific că materialele pe care le veți urmări în această seară sunt realizate de Alexandra Mihai, de aceea am invitat-o aici să susțină cele ce vom vedea puțin mai târziu. Continui cu doamna Dumitra Haită. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc pentru prezența în platou. Doamna Haită, și noi. Locuiește pe șoseaua Hăinac, în blocul C1, scara A. De asemenea, am invitat în platou pe doamna Cocuța Badea. Bună seara, mulțumesc frumos că sunteți în platou. Este locatară vecină de-a doamnei Haită, pe aceeași scară, locuiți la etajul 2. Dumneavoastră la ce etaj? La 4. Continuăm cu doamna Petruța Cristea. Bună seara! Bună seara, de asemenea beneficiar al lucrărilor de asanare a subsolurilor. Locuiește în strada Tineretului, bloc E3, la parter. Da. Doamna Virginia Naghi locuiește pe șoseaua Oinac. Este vecina doamnelor Haită și doamna Badea. Da? Sunteți vecine, locuiți pe aceeași scară. Și am invitat doamnelor și domnilor în platoul emisiunii un participant activ la această acțiune, un meseriaș, să spunem așa, instalator sanitar. Vi-l prezint așadar pe domnul Leonida Lefter. Bună seara și aștept multe explicații de la dumneavoastră, fiindcă știți cum e bine să ai subsolul curat, dar puțin își imaginează cu ce se confruntă lucrătorul atunci când scoate ce miroase urât. Alexandra, tu ai participat la aceste acțiuni. Aș vrea să începem însă, doamnelor și domnilor, cu permisiunea invitaților mei din platou, cu un apel făcut de TV Giurgiu în numele Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu. Ne referim aici la un caz dramatic. Vă spun pe scurt, înainte să vizionăm materialul, că împreună putem ajuta un băiat, un adolescent, să meargă din nou. Așadar, materialul, vă rog, dacă l-avem. Fie
fiecare viață poate fi asemănată cu o călătorie. Nu știm niciodată însă cât de lungă este călătoria noastră prin lume și nici când și unde se va termina. Cert este că drumul nostru nu va fi întotdeauna lin. De asta s-a convins și un tânăr de numai 15 ani, elev la liceul Tudor Vianu din municipiu. Până la începutul acestui an, Costin Iordache a avut o viață liniștită, bucurându-se din plin de anii adolescenței. Totul însă s-a năruit în seara zilei de 4 ianuarie, când a fost implicat într-un accident rutier. Deși era pasager pe scaunul din dreapta, tânărul a ajuns într-o stare critică din cauza șoferului, care s-a urcat la volan sub influența alcoolului. În urma accidentului, Costin a rămas imobilizat la pat și nu-și mai simte picioarele. Mama băiatului nu-și mai găsește liniștea de când a avut loc tragicul accident. Cu lacrimi în ochi, Marcela Iordache povestește despre seara în care a primit vestea nefericită. Accidentul s-a întâmplat pe 4 ianuarie, în seara de 4 ianuarie, mergând să ia pâine cu prietenii, cu un prieten vecin, pentru, tot la fel pentru niște prieteni, întorcându-se de la Giurgiu, a avut un accident în zona Panesimului. Am mers și eu, plâng prin prieteni, prin azi, am mers acolo și n-am mers, am văzut ce s-a întâmplat, el auzindu-mă și cunoscându-mi vocea așa, trecând cu targa, zice, mami, nu mai simt picioarele, nu o să mai merg niciodată. După accident, Costin a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul coloanei cervicale. Deși este imobilizat la pat, există posibilitatea recuperării medicale, dar necesită o perioadă lungă și costisitoare de recuperare cu tratament și alte intervenții chirurgicale. Pentru ca adolescentul să meargă din nou, are nevoie de ajutorul nostru. Posibilitățile familiei sunt depășite, deoarece Costin are un frate mai mic care suferă și el din naștere de diferite afecțiuni și nu poate să meargă. El s-a născut, nici nu știm precis, ori din cauza la vaccin, cu tetrapareză spastică, fiind operat la ambele picioare. Am mers cu el de la 8 luni, mergem în recuperări, totuși s-a revenit puțin. Avem acum probleme cu picioarele, am făcut operație cu domnul profesor Burnei. Urma alta acum în martie pe 10 să mergem la operație și sperăm măcar să-i visa. Pentrurile noastre sunt salariul de însoțitor de la primărie și soțul, salariul net, 7 milioane și ceva, nu știu cum, 7 milioane jumate ceva. Deși este bolnav, Sebastian, elev în clasa 0, are decât o singură dorință. Să treacă fratele meu bine. Doar atât te vreau. Să treacă fratele meu bine. Familia, prietenii și colegii de liceu al lui Costin încearcă disperat să strângă bani pentru recuperarea tânărului, cu care soarta nu a fost deloc blândă. Au fost depuse cereri pentru sprijin financiar către autoritățile locale și județene. De îndată ce a aflat de drama tânărului, Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu a venit în sprijinul lui Costin. De aceea, această asociație lansează un apel către toți giurgiuvenii. Toți cei care doresc să întindă o mână de ajutor lui Costin pot dona bani în contul afișat pe ecran, deschis pe numele tatălui său, George Iordache. Orice sumă contează, haideți să-l ajutăm pe Costin să se întoarcă la liceu și pe micuțul Sebi să meargă la școală. Mare necaz a lovit familia Iordache, doamnelor și domnilor. Împreună putem să-l ajutăm pe acest copil să meargă din nou, pentru că destul această familie a fost lovită cu mezinul care, nu știu câte speranțe, Anda, tu te-ai ocupat de caz, dar până să ne povestești despre caz, aș vrea să luăm un telefon. M-au anunțat colegii din regie că l-avem prin telefon pe domnul doctor Ladislau Pic, vicepreședintele Asociației Uniți pentru Giurgiu. Dacă l-avem... Alo, bună seara! Alo! Alo! Bună seara, domnule doctor! Seara bună dumneavoastră și colegilor din platou și giurgiuvenilor, tuturor giurgiuvenilor. Bună seara, domnule doctor. Eu v-am sunat să îmi exprim întreaga dorință a noastră asociației
pentru a ajuta pe tânărul care a suferit acest accident și îmi exprim speranța și convingerea că giurgiuvenii, așa cum îi știu eu, vor fi săritori și vor ajuta cu toții, cu puținul pe care îl are fiecare, să ni se alăture în acest demers, să-l ajutăm pe acest tânăr și familia lui, care într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, în afara faptului că mai au un băiețel de 7 ani, 8 ani, am plinit acum câteva 2 săptămâni în urmă și am mai venit și acest năcaz și îmi exprim speranța și convingerea și în același timp adresez o rugăminte din partea Asociației Uniți pentru Giurgiu, giurgiuvenilor să facă un efort să ni se alăture și să putem să ajutăm acest tânăr giurgiuvean. Domnule doctor, sigur nu vă este străin acest caz, pentru că deja Asociația Uniți pentru Giurgiu a întins o mână familiei Iordache. Știți și când și-a sărbătorit ziua de naștere mezinul familiei. Bolnăvior, de altfel, și mezinul familiei. Domnule doctor, ați văzut documentele medicale ale băiatului, ale lui Costin? Da, bineînțeles, în momentul în care s-au adresat pentru a-i ajuta, am cercetat documentele, le-am parcurs cu mare atenție și, într-adevăr, biletul de ieșire din spital al băiatului este cu un prognostic deosebit de sever și el va avea nevoie de foarte, foarte multă gimnastică fizică, medicală, de recuperare, în speranța că va trece peste toate focurile astea și va redeveni acel tânăr pe care îl văd în poză și pe care căruia noi asociația îi dorim însănătoșire grabnică și să-l așteptăm printre noi să fie cu alături de asociația noastră. Îl vedem cu toții în poză, dar ne-am dorit să-l cunoaștem în postura din partea stângă a imaginii și nu cea din partea dreaptă. O ultimă întrebare, domnule doctor. Sunteți medic, ați parcurs documentația medicală unde este anamneza băiatului. Vă întreb, chiar dacă sunteți pus într-o situație delicată, vă întreb, domnule doctor, ar putea Costin să meargă din nou? Tetraplegia pe care a rezultat în urma accidentului este o intervenția chirurgicală care s-a făcut la Spitalul Bagdazar Arsenie din București la câteva ore după intervenție, deci s-a făcut cu celeritate maximă. Sperăm, e nevoie de foarte multă recuperare medicală și care costă. Deci, care costă foarte mult, într-adevăr, și haideți să sperăm cu toții și să ne unim cu toții să-l ajutăm să fie din nou același tânăr vesel și să sperăm că bunul Dumnezeu va fi alături de noi în demersul nostru și încă o dată îi rog pe giurgiuveni în măsura posibilităților să ajute această familie greu încercată. Foarte greu încercată. Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru intervenția dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să adresez această rugăminte giurgiuvenilor pe care încă o dată îi rog să se alăture în demersul nostru al Asociației Uniți pentru Giurgiu. Domnule doctor, o emisiune frumoasă în continuare. Este o emisiune în care bănuiesc că veți reda o altă fațetă a
acțiunilor întreprinse de această asociație pe care ne-o dorim, plină de succese și de împliniri în demersurile noastre. Da, am avut și onoarea să fiu primită în această asociație, domnule doctor, și eu vă mulțumesc și noi vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru Giurgiuven, pentru că vă aplicați cu dincolo de abilitățile noastre de medic, de profesionist, cu suflet asupra acestor cazuri. Mă întorc la Alexandra Mihai. Alexandra, ai vizitat familia Iordache. Spune-ne care era atmosfera acolo. Sincer vorbind, era o atmosferă, îți dai seama cum ar fi poate la oricare dintre noi acasă. Într-adevăr, părinții sunt greu încercați. Mama, exact cum am spus și în material, era practic la pământ, cu nervii. Nu m-a rugat decât atât un singur lucru, dacă vrem să-l filmăm și pe cel mic, el își dorea foarte mult. Noi, având în vedere că avem anumitele reguli ale CNA-ului, care am parcursezat toate etapele legale și am putut să facem acest lucru. Îmi spuneau că, deși medicii de la spitalul nou, Baltazar Arseni, în prima fază i-au spus că nu ar avea nicio șansă de recuperare. Ei bine, ieri Costin a început să-și simtă ușor picioarele. Are tendința, de exemplu, dacă îi se pune ușor mâna pe talpă, să simte ceva, reflexele necondiționate, da, sau reactive. Și a început să simtă, în general la gambe, la... I-am spus că totuși este pe drumul cel bun. Da, ai spus că au făcut apel colegii s-au mobilizat. Colegii lui, el este elev la liceul Tudor Vianu din municipiu. Au strâns bani, fiecare cât au putut, fiecare au dat, s-a strâns o sumă de bani. Felicitări, copii, și nu vă opriți din lupta voastră pentru colegul care vă este drag. Da, au primit lemne de la o asociație. Și în continuare părinții fac demersurile necesare, bineînțeles cu ajutorul prietenilor de familie, că vă dați seama în astfel de situații, părinții fac curându-l la spital, pentru că Costin și acum se află internat în spital. Da, îl așteaptă o luptă lungă și grea, doamnelor și domnilor, pe Costin. Doar cu ajutorul nostru poate să învingă. Acum mă gândesc ce-o fi în sufletul părinților, care știu că băiatul lor are șanse de vindecare, dar depind de niște bănuți, niște bani, pentru că această recuperare costă, și de aceea în numele Asociației Uniți pentru Giurgiu fac apel la dumneavoastră să vă reamintesc și vă reamintesc totodată că viața este atât de imprevizibilă și oricând, oricare dintre noi ne putem afla în această situație, doamnelor și domnilor. Așadar, dacă puteți să ajutați pe acești oameni aflați la necaz, care în acest moment au amândoi copilașii condamnați la, nu știu, la un handicap foarte sever, acela de a nu mai merge pe propriile picioare. Te rog, Vreau Anda. Să spun că cel mic a spus astăzi o vorbă care am rămas blocată și m-a marcat, a zis la școală, mama ne-a spus-o nouă, că acum nu numai el este o povară pentru părinți. Și ambii părinți. Sunt sigură. La 8 ani... Nu, este trist să auzi asta din gura unui copilaș. Sunt sigură că niciunul dintre părinți sau părinții nu-și consideră copiii o povară, doar că cel mic este conștient deja, prematur, ce înseamnă să ai grijă și să depindă de tine un suflet, pentru că sunt dependenți amândoi de ajutor. Doamnelor și domnilor, chiar dacă subiectul principal al emisiunii, sau hai să nu spunem subiectul principal, ci subiectul care ne va ocupa mai mult spațiu, este cel este o altă acțiune, dacă vreți,
Asociației Uniți pentru Giurgiu. Noi vom afișa din când în când pe ecranul televizorului contul în care puteți dona. Dacă oamenii vor să meargă personal la această familie, să-i ajute cumva cu un bănuț, cu lemne, cum ai spus, unde îi găsesc, Anda, în ce localitate? În sat Remuș. Sat Remuș, de fapt, Comuna Frătești. În sat Remuș, Comuna Frătești, toată lumea. Cetății, pe drumul cetății, cum știe toată lumea acolo. Da, toată lumea v-ar conduce pentru că este un caz de notorietate în localitatea Remuș și sigur oricine ar ști să vă îndrume acolo. Așadar, încă o dată vă rog să din puținul nostru să-i ajutăm pe acești oameni, să-l ajutăm pe tânărul Costin. Ne întoarcem la principala activitate a Asociației Uniți pentru Giurgiu. Nu este nici prima, nici ultima, dar de departe este cea mai complexă, cea mai laborioasă și aici vorbim despre asanarea apei menajere de la subsolul blocurilor. Vă rog să ne spuneți și am să vorbesc întâi cu cele trei doamne care locuiesc pe aceeași scară, da? Și aici vorbim despre doamna Haită, doamna Badea și doamna Noghi. Sunteți vecine pe aceeași scară. Să ne spuneți cu ce probleme se confrunta scara sau probabil chiar blocul în care locuiți. Am spus de pe șoseaua Oinac, blocul C1, scara A. Păi să încep eu. Vă rog. A venit vecinul de la etajul 1, deci țineți cont, etajul 1, și ne-a spus, nu folosiți toaletele, că deja ne-a ajuns nouă la etajul 1, mizeria în casă. Urcase. Pe moment, n-am realizat, nu se poate așa ceva, am coborât cu toții, am ieșit. Cum adică le-a urcat mizeria pe... Pe menajeră, pe țeava menajeră, deja parterul era inundat. Vă întrerup puțin. Domnul Leonida, ce înseamnă să urce mizeria pe țeavă? S-a culmatat țeava de la canalizare din stradă și n-are unde să dea aceea coloană, cât să urce în sus pe coloană. Cel de la parter, care stătea pe nivel cu acel de la etajul 1, da, a anulat coloana, da, i-a pus dop. Da. Și numai la el în casă, numai... Ca să nu intre mizeria la el în casă. Astfel... Și a urcat sus înspre etaj. Dar de ce urcă? Dar deja ieșise omului în casă. Și atunci, neavând ce face după o noapte întreagă de scos, de groaznic... Dar de unde? Prin vasul de toaletă? Nu, da. Și sifonul. Și sifonul. Cei de la 4 și de la 3, de la 2... Niciunul, decât două persoane. Ce foloseau? Două persoane au avut WC-ul. Da. Bun. Am asistat atunci după un circ și un balamuc în fața blocului. Băi, că de ce te-ai închis? Băi, nu știam, nu realizam nici noi. Disperați, a chemat pe cineva, un instalator care lucrase pe la asociația de locatari. Vine ăla și, clar, răspicat. Băi, aici nu e de mine. De ce nu-i chemați, băi, pe Floricel? Are o asociație de voluntariat. Chemați-vă pe aia și vă face lucrare. Ce credeți că puteam eu să fac atunci când am un copil de 130 de kg cu handicap în casă? Frică, teamă să nu ajungă și la mine. Am pus mâna pe câteva telefoane, pe net, pe... Am găsit numărul dânsului de telefon. Am sunat, foarte repede mi-a răspuns, i-am spus despre ce e vorba și mi-a spus așa. Mâine, asta se întâmpla vineri, joi seara. Mâine la ora 12, știți unde e Nova Force, veniți acolo și vă ajutăm. Așadar, ne întoarcem la vecinii de scară. Doamna Haita a venit cu ideea, nu? Haideți să apelăm la Nicolae Florian, nu? L-ați sunat direct pe domnul de pe da, doamnă dragă. Da, doamnă. Deoarece asociația din care facem parte... Doamna administrator nu ne-a dat ajutorul și nu s-a implicat. Cine este? Pronunțați-i numele. Doamna Lupu. Doamna Lupu. Am mai auzit de numele acestei doamne.
a trebuit să facem ceva. În fiecare vară am întâmpinat, în fiecare an. De fapt, ne-am mobilizat și am curățat subsolul, am făcut diverse reparații, însă aceste reparații n-au durat nici mult, n-au fost făcute foarte bine, n-au fost făcute cu o firmă pe care să pună și să bază, dea un... Să da, bază, și să garanteze, să garanteze lucrarea, efectiv. Da. Și atunci, de fiecare dată, după o lună sau, eu știu, câteva luni, subsolul iar s-a înfundat, noi iar a trebuit să dăm bani, să ne mobilizăm și tot așa. De data asta, lucrarea s-a făcut cu oameni competenți și au dat tot interesul. Ați îmbrățișat ideea doamnei Haită? Haide să facem ceva și cam... Povestiți-ne că l-ați sunat pe... Ba, da, unii, într-adevăr, unii locatari au fost mai reticenți. Da. De fiecare dată se întâmplă la fel, știți, în cadrul unei echipe mai sunt și persoane care nu cad din prima de acord și tot așa. L-am sunat... Vă dați seama, eu știu că dânsul este domnul deputat Nicolae Florian, dar la telefon, alo, domnul Floricel? Da, doamnă, eu sunt. I-am spus despre ce e vorba, mi-a spus a doua zi la ora 11 să fiu la Nova Force, după o jumătate de oră este maxim, și sediul asociației. 45 de minute, dânsul puțin mai mult sau chiar foarte mult inspirat, a gândit, băi, stau oamenii ăștia cu mizeria la etajul 1 și m-a sunat dânsul. A zis, mâine la ora 8 veniți că vă așteaptă o echipă de oameni și la Nova Force. Mers și am găsit pe această zdravănă echipă. Chiar își merită. Chiar își merită voluntarii. Cel puțin în domeniul ăsta. Noi, cel puțin pe scară, cu toții, am zis, oamenii aceștia chiar merită voluntariatul și merită să fie pomenii și aduși în discuție. Da, nici eu nu mă așteptam, le mărturiseam telespectatorilor noștri, le mărturisesc telespectatorilor noștri că este pentru prima dată acum, la debutul emisiunii, am văzut prima dată pe doamnele prezente în platou, pe colegul meu de la Nova Force îl cunosc și știu că muncește cu simț de răspundere, l-am adus să mă ajute în emisiune să ne lumineze, să ne spună cât de greu este ce fac ei acolo, deși nu i-am auzit. Nu, ei nu se plâng, dar vă spun eu că e foarte greu. Am stat lângă ei 2-3 zile, că nu aveam stare să stau în casă. Nu puteam să stau în casă și coboram la ei. Băieți, hai de o cafea, ceva. Nimic n-au vrut și nu mi-a plăcut. Asta a fost lucru care nu mi-a plăcut. De ce n-ați acceptat cafeaua? Nici măcar cafeaua nu a vrut-o. Când i-am văzut cu paharele de cafea cumpărate de la magazin, vrea să le pun în cap cafeaua. Acum să ieșim un pic din registru. Da. De ce nu ați acceptat cafeaua? Până la urmă o meritați. Am băut-o dimineața. Am băut-o dimineața acasă. Așa, exact cum s-a întâmplat la mine. Noi, am băut-o dimineața, vreau fără zahăr, vreau fiartă. Și după aceea bem cafea. Nu mai neapărat merge la muncă să bem cafea. Cum este să scoți apa de la subsol, domnule Leonida? E foarte greu. Apa puțin spus. Nu numai apa. Au notat și până mizerile. La... Și fecalele și mizeriile și ciobolan morți și sunt gunoaie. Sunt anumite și... subsoluri care sunt cum sunt la doamnele. La doamnele lucram în fund, că e mic subsolul, deci are 60 subsolul. Adică nu puteați să... Nu stă la picioare. Ghemuiți. Și stați puțin. Stăteați în mizerie? Da. Păi avem... Ei, nu, adusesem și noi mașina dimineața vitanța și au scos. Da. Dar cât s-a putut... Avem echipament pentru așa ceva. Aveți echipament, așa. Cum miroase? În ce perioada anului? Când ați lucrat? Acum 3 săptămâni. Lucrați și iarna? Da, bineînțeles. De când au debutat lucrările, dumneavoastră ați lucrat... În continuu. Anda, ai filmat acolo. Cum e? Mi-e greu să vorbesc, că spun sincer. Vorbește că ești reporter. Mirosul... Nu aș vrea să-l descriu. Nu poți, da, de cum să... Deci n-ai cum să stai. Deci eu, sincer, m-am uitat și la acești oameni cum au lucrat și cum... Deci n-ai cum.
tu, de exemplu, dacă vii pentru prima oară, vă spun sincer că, na, deci nu se poate descrie în cuvinte. Să știi că nu foarte puține lucrări am văzut ca oamenii să vină să-i ajute. Sunt acești oameni în mare parte. Haideți, Alexandra, hai să ne bucurăm puțin de materialul tău, pentru că ai făcut un material, cum a fost și materialul despre Costin, foarte, foarte, foarte sugestiv, realizat de colega mea, Alexandra Mihai, și următorul material este realizat de asemenea de Alexandra Mihai, și ne vom lămuri de ce fac cei voluntarii Asociației Uniți pentru Giurgiu, dacă avem al doilea material. De mai bine de 6 luni de când s-a dat startul acțiunilor de igienizare, voluntarii de la Nova Forță au luat fiecare scară de bloc la rând și, pe lângă faptul că au scos apa de la subsol, au demarat și lucrări de înlocuire a conductelor sparte sau ruginite. Nu este deloc o muncă ușoară, având în vedere că sunt scări de bloc unde apa din subsol a ajuns la tavan. Munca pe care voluntarii o depun în fiecare zi este îngreunată de starea țevilor din fontă, care fac legătura cu rețeaua de canalizare, iar pentru a le schimba sunt necesare anumite aprobări. Din această cauză, giurgiuvenii ce locuiesc pe Tineretului sunt nevoiți să apeleze la ajutorul voluntarilor de fiecare dată când este nevoie. În această situație se află și cei care locuiesc în blocurile L4 și L5. Eu la L5 scara mea am o problemă cu subsolul. Avem o bucată țeavă de 1,10 m care nu e scoasă de când a fost blocul făcut. Bucata aia de țeavă de fundă nu e scoasă și se strânge apă de fiecare dată, se strânge apă acolo. Mizeria. Pentru că nu vine în canalizare. Ne-au făcut băieții de la Nova Forță, le mulțumim foarte mult că ne-au ajutat. Am cumpărat tot ce a trebuit și ei ne-au ajutat, nu am plătit mâna, manopera, cum se zice. Dar degeaba, pentru că bucata aia de țeapă, acolo nu curge nimic. Și nu stau mereu la parter sau să mă uit în baie să văd dacă mi iese WC-ul în casă. Băieții au venit de câte ori am chemat. Și sâmbătă i-am chemat, băi, lua șarpele alea și veniți și mai băgați-mi și mie acolo să ducă apa aia din subsol, măcar nu-mi iese apa. De câte ori i-am chemat, au venit. Și astăzi, au fost la scara cealaltă acolo și i-am chemat, băi, băgați-mi șarpele ăsta acolo, în subsol, ca să pot să ducă apa aia în canalizare. L-a băgat acum, a curs apa. Peste 2 zile iar se pune dop acolo. Eu stau la parter și toți care stau la parter, vine tot mirosul la noi în casă. Fata asta mai deschide ușa așa ca să aerisească așa și să strânge apă la subsol. Ce părere aveți despre această inițiativă a deputatului Nicolae Florian? E foarte bine venită, foarte bine venită, așa că vedeți, salariile mici, de muncă nu se găsește, tineretul umblă hai-hui pentru că n-are servicii. Acțiunilor de evacuare a apei de la subsoluri lansate la inițiativa deputatului Florian Nicolae în urmă cu 6 luni, li s-au alăturat și Asociația Uniți pentru Giurgiu. Peste 100 de scări de bloc au fost igienizate numai 6 luni de la debut. Această campanie este una de durată, însă nu se va încheia înainte de a parcurge fiecare scară de bloc cu probleme. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, cu invitații mei din această seară, beneficiari ai lucrărilor de asanare a apei menajere de la subsolul blocurilor, locuitori care de ani de zile se chinuie. Cum e vara? Cum e vara? Grozitor de rău. Mă gândesc, pentru că vara sunt și țânțari. Miros. Umezeală. Și șoareci. Da. Eu stau la parter. Vă rog, ia, povestiți-mi cum e la parter. Eu stau la parter, dar... Eu stau la parter și... Numai anul ăsta și anul trecut, dar să spună vecinele mele, trecând pe lângă mine, astăzi desfundam, mâine era un miracol. Ce înseamnă desfundați? Coloana menajeră. Coloana menajeră. Cum se desfundă, cum zicea doamna, cu un șarpe? Da. Și cine desfunda? Chemați? Chemam pe cine găseam, că nu aveam pe cine. Dar apă mi-a intrat până în sufragerie. Căram cu gălețile, cu gălețile. Din, cu mizerie, cu tot. Îmi ieșea, da. Nu pe WC-ul, pe oala de toaletă. Îmi ieșea prin sifon. Sifonul de parcurs. Din regie, mulțumesc colegilor din regie. Da, e bine să revedem subsolurile, vă rog. Și am schimbat. Acum, de când a venit doamna Haită cu inițiativa aceasta, că dânsa a dat telefon.
Eu a zis că e din cauza mea, ca să nu... să spar și eu în casă. Am chemat iar băieții, am mers la sediu acolo, chemat băieții și mi-a făcut lucrarea și sunt mulțumită. Da, avem pe cineva la telefon să vedem cine este și ce dorește, ce cuvinte dorește să vă adreseze dumneavoastră, care sunteți invitații mei din această seară. Cu cine stăm de vorba? Alo? Alo? Bună seara! Locuiesc în cartierul Sărăbina și dânsele au prestat ce vorbesc, că când trecem pe lângă apartamente, pe lângă locuri, miroase așa, un miros îngrozitor, de nu pot să stau atras sufletul. Da. Cam în aceeași problemă sunt în tine cu paralizările de aici, de pe strada Oborului și strada... e ultima stradă, cum îi zice, Dâmbăvitei. Da, avem probleme mari, foarte mari cu canalizările, tot așa, mai bine. Cei de la Papă Canal mai răspundă, mai... Vă referiți la zona Obor? Oameni nesimțiți. Care tot așa nu dă importanță și bagă cu noi, bagă fel de fel de mizerii miele. Și cred că din cauza asta s-a înfundat și avem probleme timp de vară, avem copii mici, care nu poate să stea copilul. Da. Vă referiți la zona Obor, doamnă? S-a întrerupt, din păcate, da. Spuneau că trec pe lângă blocuri. Aș vrea să vă spun că am urcat zilele acestea și în spital, am dat-o, știi, și în spital este același miros, chiar dacă n-are legătură cu emisiunea noastră, ba are până la urmă, că vorbim despre... Toată canalizarea orașului e defectuoasă. Aveți dumneavoastră informații? Nu am informații, dar canalizarea e foarte miroase. Veche, da. Și pe lângă gurile de canal pe stradă când treci miroase. Clar, doamna Băguța, ba da, dumneavoastră locuiți la etajul 2. Cât de afectat ești la etajul 2? Păi urcând scara întâmpin aceleași probleme ca toți ceilalți. Mirosul, țânțarii, umezeala. Plus că în casă, prin sifonul de pardoseală, mi-ajunge mirosul. Trebuie să-l țin tot timpul acoperit. Aia miroase urât din cauza subsolului plin cu apă. Doamna Haita, de ce v-ați gândit, primul, bine, v-a sugerat domnul respectiv, instalatorul respectiv, dar vă întreb acum, și pe doamna Petruța Cristea n-am cooptat-o în discuție, este o discuție separată, o să discutăm și despre observ că mă priviți așa tăcută, vă întreb, până să apelați la Asociația Uniți pentru Giurgiu, în speță deputatul Florian Nicolae l-ați sunat direct, da, ați încercat și alte variante? Nu, sincer nu. Atunci, pe moment, asta a fost singura idee salvatoare. Băiatul acela venind și spunându-ne exact cum v-am spus. Sunați-i? Da. N-ați când am auzit de sunații pe oamenii lui Floricel, am știut din start că vom fi ajutați. Pentru că așa am simțit eu. Inimioara mea a simțit că omul acesta ne va ajuta. Și exact că nu s-a înșelat. Și a intervenit a doua zi? Da, m-a sunat însul după jumătate de oră și a zis că e prea mult să stăm până a doua zi la ora 12. Hai de dimineața! Și dimineața la ora 8 am găsit pe băieți pregătiți. Mă așteptau. Da, v-ați gândit, ați făcut așa o estimare a costurilor, un deviz, cât v-ar fi costat această operațiune dacă nu intervenau voluntarii? Da. Asta e o altă discuție. Aici e o altă discuție. Nu-i nimic, pe lângă o abordăm. Faptul că ne-ar fi costat foarte mult. Manopera, cred că era, da, am dreptate, mai mult decât materialul. Deci decât materialele poate care s-au băgat. Poate 100 de lei de apartament. Așa. Da. Iar voluntarii ne-au ajutat și în momentul în care a venit, cum se numește, vitanja, nu? Vitanja, că dacă nu erau ei,
Poate nici pe aia nu reușeam să scoatem, că ei cu ideile lor de meseriași au știut ce trebuie făcut, ai cu apă, ai cu... Și s-a dacă reușit. Nu băgați vitajul aia, n-aveam cum să stăm ei, nu, ei nu puteam. Și ce să vă spun, că au scos și... Avem și câteva mesaje, pentru că așa este la audiența. Ați observat cu telefoane, Giurgiuvenii ne sună cu mesaje pe care n-aș vrea să le omitem. Felicitări pentru Asociația Uniți pentru Giurgiu și domnului doctor Pic Ladislau. Blocurile de pe Tineretului au avut mereu probleme. Trebuia să vină unul ca domnul Florian Nicolae să întreprindă o acțiune de acest gen pentru autoritățile locale care dorm. Aici se referă la autoritățile locale, pentru că dânsul este deputat și nu primar. Blocurile din Giurgiu sunt vechi, majoritatea au peste 30 de ani. Este necesară o reabilitare a instalațiilor în toate cartierele de blocuri. S-a lucrat și la instalații, domnule Lefter, nu? Da. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră acum care este, dar înainte de asta, spune-ne, Alexandra, pe câte scări de bloc s-a intervenit? Peste 100 de scări, mai exact 110. Foarte, foarte mult. Într-un timp destul de scurt, dacă stai să te gândești că nu au trecut decât 6 luni, în luna august, mai exact că 17 august. Da, domnule Lefter, cum sunt aceste acțiuni? Spuneți-mi ce tip de lucrări desfășurați acolo. Scoateți apa, din câte știu. Anda, dacă vrei să-mi dai numai puțin. Aveți aici, în acest grafic, reparații la instalația existentă. Instalație făcută nouă de noi, desfundat coloana, scos din canal, așa, defalcat pe tipuri de lucrări. Câte tipuri de lucrări desfășurați acolo? Mai multe. Și care și cât de grele sunt? Care este cea mai grea activitate? Cea mai grea este să o faci de la zero, să o faci pe toată nouă. Ce înseamnă făcut de la zero? Câte etape sunt și cum se numesc? Sunt 4 etape. Da. Deci dăm toate coloanele jos alea vechi care sunt culmatate de gresimi, de orice. Da. Nu pot să vorbesc ce sunt pe coloane. Le dăm pe alea jos, intrăm la aceea în casă, la parter, vedem dacă sunt sparte sifoane de pardoseală, că la multe majoritatea scărilor care le-am făcut erau chestiile astea de reparat, că instalatorii care sunt la asociație sparg sifoane de pardoseală să nu mai intre în subsol, că e apa prea mare. Noi tragem apa și remediem totul nou. Da, foarte, foarte greu și dacă să... Câți colegi aveți? Câți colegi sunt? 6. 6, o echipă de 6. Vă mai schimbați? Nu. Aceeași echipă acționați peste tot. Cum intrați echipați? Pentru că cineva mi-a spus că foarte greu se respiră cu acea mască și preferați să respirați fără mască. Cum respirați? Așa, dacă așa ne-am obișnuit să luăm acel echipament pe noi. Of, da, da. Vreau să vorbim și cu doamna Petruța Cristea, locuiți pe strada Tineretului, da? La parter, bloc E3, scara D. Cum era scara dumneavoastră? Când ați intervenit la doamna pe scară? Păi este vreo o lună jumate. Așa, cum era scara? Era, sau ce aveați miros, la era mirosul groaznic, nu puteai să... Mai ales că noi eram la parter și tot așa, cu țânțarii, cu copii, că sunt mici. Vă dați seama că era un miros groaznic. Și acum nu mai este. E tot făcut de curat? Da, dar mai este apă, mai curge. Mai a rămas grosierul. Da. Dar nu mai e cum era. Domnule Lefter, eu nu știu dacă toți oamenii știu, toți oamenii care ne privesc știu, că apa, conducta de apă potabilă trece prin mizeria aia. Multe scări care au venit la fața locului și s-au uitat și au vomitat. Din ce deci, trece apa... Oamenii. Eu am întâlnit un fenomen. Am întâlnit un fenomen pentru că o viață întreagă am locuit la parter. Și să știți că m-am lovit de reticența vecinilor. Eu stau la etaj,
nu este treaba mea. Doamnelor și domnilor, trebuie să fie și treaba dumneavoastră, pentru că apa pe care o beți, conducta, trece prin acea mizerie. Beți aceeași apă ca și cel de la parter. Da. Acum, trebuie să fiți conștienți de lucrul ăsta. Imaginați-vă că prin ce vedeți acum pe ecran, încă acolo s-a intervenit puțin, am impresia. Da, da, da. Da. Pe acolo trece prin mizeria aceea, trece conducta cu apă potabilă. Numai dacă ne gândim. Așa că urcăm la etaj îmbrăcați frumos și suntem doamne și domni și sfidăm pe cei, pentru că să spunem lucrurilor pe nume. De multe ori oamenii de la parter, deopotrivă cei de la etajul 4 care se confruntă cu inundații, sunt sfidați de restul. Mă uit la dumneavoastră, nu. Dumneavoastră locuiți la etajul 2, dar eu din fericire sunteți alături de... Dar, de și din fericire eu locuiesc la etajul 4. Da. Când a fost vorba de canalizarea de la parter, eu fetele sunt aici, m-am implicat de fiecare dată. Deci și când am făcut, și când am făcut cu acum cu această firmă și când pe cont propriu cum ne-am descurcat și noi, dar la etajul 4 de-aia există vorba asta de-o spuneți dumneavoastră, nimeni nu s-a implicat, mi-am pus singură carton pe bloc. Și poate nu este normal. Nu este normal. Nu este normal. Dar când ai voie, te rog, să comentez legat de această mentalitate a oamenilor, cum că, domne, stau la 2, stau la 3, n-am nicio treabă cu ăla de la parterii s-a spart în subsol, ăla de la 4 îi curge apă în casă și așa mai departe. La lege spune clar, asta este cotă parte, fie că stai la 2, fie că stai la 3, cheltuiala ce omul de la 4 o face să-și pună singur carton dacă nu o angajează firmă, se împarte în mod egal de la 4 până la parter. Cu toții au obligația să plătească. Ceea ce se întâmplă la subsol, orice reparație care se face pe scară, se împarte cotă parte, pentru că se numește cheltuieli comune, sunt obligați. Dar, având în vedere că în majoritatea blocurilor din Giurgiu nu mai există asociații, nici măcar de proprietari, mici asociații făcute, deci asta am observat-o în foarte multe cazuri, cu toate că cer scuze că intervin, sau dacă există, administratorul nu se implică, în schimb afișează la finalul fiecarei luni salariu, da, da, costurile și mai are și tupeu să majoreze că nu te-ai dus să plătești, deși el n-are o fișă post, nimeni nu-i poate cere nimic. Păi să se ajungem la răspundere este un prilej. Asta nu depinde de dumneavoastră locatarii pe care îl plătiți. Pe acela doamna Badea. De ce nu îi reclamați? Și iată, invit pe cei îndreptățiți să ia măsuri să se autosesizeze, pentru că întotdeauna la audiența s-au discutat lucruri, s-au punctat lucruri extrem de importante. Câte situații n-au fost când administratorul a fugit cu nu știu ce sumă, când a deturnat banii nu știu unde, să se autosesizeze dumneavoastră. Atâta timp cât administratorul are legea de partea lui. Cum are legea are de partea lui? Legea de partea lui, noi l-am ales să fie administrator. Așa. Și prin adunarea generală noi trebuie să-l dăm jos. Trebuie adunarea, să aveți jumătate plus 1. La această adunare generală nu mai participă nimeni, nimeni nu este interesat și cel care vine în locul lui nu vine. Păi atunci asta ce să mai problema facem? Treziți-vă, oameni buni, că și așa viața nici nu poți să te desprinzi în situația în care sunt niște datorii pe scară, în situația în care legislația în vigoare cere ca înființarea unei noi asociații să aibă un președinte, un casier, un administrator și să aibă și un... Ce salariu are doamna administrator? Nu știu să vă spun. Este pensionară. Nu, nu, da, are și un salariu, nu știu să vă spun. Toate domnele de la asociație are minim pe economie, 7 milioane. La care se mai adaugă și impozitul plătit și absolut toate, pentru că orice venit este impozabil. Puteți calcula foarte simplu cât aveți pe familie, ori câte apartamente sunt. Vedeți că chiar să mai citim din mesajele de la telespectatorii noștri. Lăudabil gest, inițiativă frumoasă, felicitări. Asta în timp ce autoritățile locale au grijă să toarne poșghițe de asfalt inutile pe gropile din ce în ce mai mari din șoselele
orașului. Da, mie mi s-a întâmplat chiar aseară să intru într-un crater așa acoperit cu apă și să rămân fără o roată. Da, se întâmplă. Blocurile din Giurgiu sunt vechi, majoritatea... nu, ăsta l-am citit, nu? Cu blocurile... Uniți pentru Giurgiu are cont bancar. În această perioadă se depun fișele 230 pentru redirecționarea a 2% din impozit. Poate sunt cetățeni care vor să facă donații. Eu am să fac acest lucru pentru că, iată, acești oameni, această asociație umanitară știe ce să facă cu banii și poate echipa s-ar mări și ați văzut și cazul de mai devreme, cazul lui Costin, astfel de cazuri vor fi ajutate și îmbrățișate poate cu o sumă mai mare de bani, nu? Spun bine, Alexandra? Pentru că oamenii ăia au nevoie de mulți bani, din păcate. Felicitări pentru emisiune, să fim uniți pentru Giurgiu. Da, suntem uniți pentru Giurgiu. Subsolurile și acoperișul sunt părți comune. Toți proprietarii sau locatarii sunt obligați să participe financiar la buna întreținere a părților comune. Da, da, știi cum e, Alexandra? Femeia locuiește la parter, la etajul 4, doamna locuiește la parter, da? Aveți, doamnă, bani să îl dați pe vecinul în judecată că nu participă? E, că dacă nu a vrut să dea bani, ce-i pot face? Ai deschis o nimic. Problemă. I-am spus că îi duc în momentul când băieții scot din subsol, iau o găleată și o aduc la ușă și mă răzbun și eu că n-ai vrut să dai bani. Am întâlnit pe scară la noi, nu a vrut să dea bani. În schimb, mai mergea și el pe acolo și încerca să le dea câte o indicație. I-am dat cu șutul, ieși și pleacă. Aveți asociație? De locatari. De locatari. Da. Lucruri din 2007, da. Doamna, nu mai trebuie să mai fie. Da. Doamna administratoră este obligată, deci eu vă spun ce spune la lege, pentru că de foarte, foarte multe ori m-am confruntat cu această problemă, este obligată să rețină, să împartă suma, de exemplu, care ați avut-o dumneavoastră pentru acoperiș, pentru că voluntarii, prin voluntari automat, la toate patru apartamentele, dacă e cu patru, cu cinci apartamente, să se împartă în mod egal suma pe apartament. Suma că, pe care dumneavoastră ați dat-o, veniți cu factura tot, în întreținere, însemnând cheltuieli de reparații sau cheltuieli de întreținere, este obligată să vă restituie banii. Dumneavoastră vorbiți foarte corect. Conform. Și foarte frumos. Foarte frumos. Și sunt dar sigură că doamna Haită cunoaște legislația. Pentru că eu și o drăguță datorie, pentru că trăiesc dintr-un salariu de handicap, de însoțitor, și pentru că știți cât am țipat pentru banii ăștia. Sunteți acum cu banii? Mai avem puțin de anul trecut. Nu sunteți la zi? Nu, mai avem puțin de anul trecut. Păi, am înțeles că până miercuri se rezolvă. Da. Și să sperăm că e buget să avem și noi până în iulie, august, septembrie, nu știu cât. Dar să sperăm. Aveți cât. O fetiță foarte bolnavă. Pe care acum am făcut un test, am lăsat-o o oră în spital cu altcineva ca să vin aici eu. Fetița mea este în spital. Dar de ce ați lăsat-o să veniți aici? Am simțit că trebuie să vin. Da. Așa am simțit. Am rugat o colegă. Câtă vreme mi-ai spus, Alexandra, că unii oameni deja se feresc să mai vorbească despre acest lucru, văzând Alexandra, colega mea, mi-a povestit că în timp ce discuta cu locatarii care mulțumeau echipei de voluntari, alți oameni care s-au dus să ceară acest lucru au trecut așa pe lângă echipă pentru că le este rușine să vă fie când cereți, nu când mulțumiți. Vă rog. Deci să-mi continui ideea. Atâta timp cât eu am datorie la asociație, o recunosc chiar mea, eu nu mă puteam duce la doamna să bage la toți vecinii plata acoperișului. Mai avem un telefon și aș vrea să vedem ce are telespectatorul nostru de spus. Bună seara! Bună seara, m-am rămin. Bună seara, telespectatorul dumneavoastră. Alina Meclea, mă numesc. Da, o recunosc, îi recunosc vocea Alinei Meclea, președintele Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu. Da. Vă spun pentru că am urmărit și emisiunea și simt nevoia așa să lansez un soi de apel către
mediul de afaceri care nu prea s-a implicat în această, în această inițiativă, evident și către locatarii care beneficiază de, de ajutorul și de sprijinul asociației, pentru că este o inițiativă care și-a depășit cu foarte mult și de foarte mult timp dimensiunea estimată. Solicitările continuă să apară, atât pe adresa asociației, cât și la cabinetul domnului deputat Nicolae Florian. Iar până în acest moment, proiectul este finanțat în exclusivitate de grupul de firme Novaforce. Numărul de blocuri aflate în această situație este extrem de mare. Costurile totale și valoarea finală vor crește considerabil și atunci, evident că se îngreunează foarte mult atât munca asociației, cât și a voluntarilor implicați, ca să nu mai vorbim de costurile necesare. Doamna Alina Meclea, avem, știm cu toții că autoritatea locală a demarat un soi de lucrări după ce dumneavoastră ați început asanarea blocurilor. V-a cerut autoritatea, municipalitatea, o situație a acestor blocuri, pentru că aveți extrem de bine centralizat această situație. Hărți, desene, știți clar în ce situație se află fiecare scară de bloc. V-au cerut sfatul? V-ați consultat pe această temă? Până în momentul de față nu a luat absolut nimeni legătura cu noi, sub nicio formă, nici să întrebe unde s-a lucrat, nici să întrebe ce costuri sunt necesare, ce eforturi implică această muncă. Probabil că este un soi de concurență, din punctul meu de vedere ar trebui să fie mai degrabă un soi de colaborare, că de-aia suntem toți jurjuveni și toți încercăm de fapt același lucru. Din nefericire, până în momentul de față n-a existat niciun soi de contact cu asociația, nici măcar cu cineva din cadrul cabinetului domnului deputat Nicolae Florian. În speranța, cumva împărtășind ceea ce am făcut noi până acum, ceea ce știm, cu eventual sprijinul dumnealor, pentru că din fericire pentru primărie, acolo există și niște fonduri alocate. Spre deosebire de asociație care lucrează pe sponsorizări din partea grupului de firme Novaforce. Vorbim de o firmă privată până la urmă, de niște oameni care scot bani din buzunar pentru binele jurjuvenilor. Pe de altă parte, sunt și niște fonduri alocate pentru aceste lucruri și de aceste fonduri, de aceste fonduri administrate de primărie. Așteptăm, încă așteptăm o solicitare de colaborare din partea dumnealor. Doamna Meclea, cât vor continua aceste lucrări? Noi continuăm să primim. Noi continuăm să primim solicitări din partea asociațiilor și atunci, evident că primim... Așteptați să vi se alăture... Vă dați seama, se va extinde pe această, toată această acțiune se va extinde pe o perioadă foarte lungă, având în vedere că se va lucra din ce în ce mai greu, ținând cont de costuri, de voluntari, de tot ceea ce implică. Este mult prea mult pentru ce putem noi să facem momentan. Din da. Acest motiv facem acest apel către mediul de afaceri și evident către locatari, până la urmă, prin voluntariat pot sprijini chiar și ei. Da, același apel îl fac și eu. Mulțumesc frumos pentru telefon, doamna Meclea. Același apel îl fac și eu. Au răsărit peste noapte așa tot soiul de asociații umanitare, de ONG-uri, de cu diverse chestii, sloganuri care sensibilizează. Însă vă spun că multe sunt putrede. Putrede cu interese ascunse. Activitatea Asociației Uniți pentru Giurgiu este transparentă și iată, am aici niște doamne care au dorit să vină să mulțumească, să vă întreb acum de cât timp stăteați în această situație. De ani de zile, mai scoteam, de ani de zile. Mai... Da. Eu locuiesc pe scară de 18 ani și pot să spun că de atunci, de când am cumpărat apartamentul, era apă în subsol. Și aproape anual am scos și am contribuit cu bani și am tot reparat, am tot scos. Ai și schimbat. Da, am și schimbat. Am schimbat toate coloanele. Și cum le-ai scos? Erau pline.
Da, da. Că deci noi am făcut lucrări. Din cauza instalației învechite, nu? Da, sigur că da. Și... Nu. Cine a fost meseriașul a pus o țeavă mai mare de 160 pe care nu trebuia la subsolul ăla să pui așa ceva. Și nu trebuie să mai lucreze în 90, numai pe 45. Da. Of, Doamne, sunt atât de multe de spus despre, despre această situație și mama da, și mea răutatea, locuiește într-o... Răutatea. Când și au venit băieți la mine da. Joi, de-am chemat ca să-mi repare, să-mi spargă la mine în casă, au rămas surprinși. Țeava că noi avem acum și apa rece pe scară, căldura nu mai avem nevoie cu subsolul, tot scoasă pe afară. Le avem, de exemplu, stau la parter și la mine e legătura făcută pe la mine pentru tot trosonul meu, până, cum ar fi pentru doamna Badea. Da, da, da. Țevile care le-au legat, care face legătura pe dedesubt, au fost legate cu sârmă, într-adevăr, când au venit băieții și au dat capacul la o parte, au găsit sârmele desfăcute. Ți-a spus... Da. Sârmele desfăcute. Doamna Cristea, dumneavoastră de cât timp stăteați cu mizeria la subsol? Cred că e vreo 6 ani. Da? 6 ani de zi. Și acum cum sunteți? E foarte bine acum. Nu mai e miros, nu mai, aveți... nu mai aveam și mucegai la baie, mirosea foarte groaznic pe sifonul ăla și... Foarte rău pentru cei care locuiesc la parte. Da, bine, mucegaiul se extinde întotdeauna. Multe ar fi de spus, din păcate nu mai avem timp, mai avem mesaje, să mai citim măcar 2 mesaje. Problema asociațiilor a fost mereu una controversată. Cei care sunt în pozițiile acestea de administrator profită de dezinteresul locatarilor și își fac legea prin asociații. Iată, cineva spune de dezinteresul locatarilor. Cum spunea Alexandra, să vă mobilizați. Ne-am mobilizat și am vrut să ne înființăm o asociație de scară, însă nu am putut la momentul respectiv. Și nici nu o să putem atâta timp cât avem restanțe, conform legii. Da. Voluntarii giurgiuveni reprezintă exemplul de a fi uniți, de a contribui la dezvoltarea urbei. Da, așa este și de aceea e frumos să fii voluntar, e frumos... Vreau să vă întreb pe dumneavoastră că ați lucrat acolo. Ați simțit satisfacția, mulțumirea oamenilor? Da. V-au mulțumit? Ne-au mulțumit din tot sufletul. Și de-aia am tras și noi și am făcut o lucrare foarte bine și așa facem noi când vedem că e omul bucuros de noi. Da. Mai sunt oameni care ne gonește, ne înjură. Cum? Ia spuneți-mi. Unii oameni, deci din 19 apartamente, 6 ne gonesc, ne fac furăcioși. Cum îi vin la gură? Noi serios? Tacem, serios. Din blocurile cu probleme? Din blocurile cu probleme. Și, totuși curățați subsolul blocului respectiv. Bineînțeles, și noi ne vedem de treaba noastră, acei care ne mulțumește din tot sufletul, noi ne împăcăm cu aceia, ei zic să treacă de la noi, noi zicem să treacă de la ei, ne vedem de treaba noastră. Da. Acesta este voluntariatul și... doamnelor și domnilor. Mai am un apel. Vă rog. Cei de la primărie care le dau lucrări să facă, să scoată grosul și să aduc deviz de coloane, nu le fac bine. Deci își bate joc de ei. Acei de la primărie nu fac devizile pe care să le tragă într-o poză, într-o cameră de luat vederi. Deci am avut probleme în 611 pe Tineretului, în 613, da, care au venit primăria și a scos mizeria, care n-a scos mizeria, deci a scos cantitatea, era de 40 gros, deci de 40 cantitatea și a scos doar 20. În rest a rămas foarte mizeria. Așa. Au spart coloanele. Dacă, deci, cei care trimite, dau firme, dau luat lucrările astea, da, că sunt mai mulți, n-au instalatori. N-au. Deci, cum ar veni să iau eu pe cineva de la contabilitate să fie să muncească cu mine? Da, să vă ajute la deci, asanare. Aceea da, nu știe rău de capul lor. De 4 ore am fost la 613,
și le-am reparat degeaba. Deci ne-am dus, ei au spart, noi ne-am dus și le-am reparat, noi am spart, ei au spart. Păi stați puțin, stați puțin, să ne înțelegem. Și locatarii ce au spus? Că se duce și face sesizare la domnul primar. Să facă sesizare la domnul primar. Acum ați văzut acea sesizare? N-am văzut. Păi, eu nu mai înțeleg nimic. Tocmai vreau să vă întreb, atunci când ați reclamat lucrările celor de la primărie, pe ce vă bazați? Dar spuneți că vă confruntați, despre ce bloc este vorba? 613. De lângă, da, de lângă Cămine. Da. Facem apel și noi către municipalitate să... Să-i controleze foarte bine. Să-i controleze foarte bine pe lucrători, pentru că voluntarii Nova Force au mult de lucru, sunt multe cereri și foarte, foarte rău îmi pare că nu există o colaborare, o comunicare între municipalitate și acești oameni inimoși, de multe ori înjurați, doar pentru că vor să scoată apa și mizeria de la subsol. Pe mine chestia asta mă revoltă foarte mult și fac un apel în numele, dăm voie în numele vostru, al colegilor mei, să fiți cuvincioși și să vă înclinați în fața acestor oameni care ați văzut în ce condiții lucrează și răspund, cum spunea doamna de pe material, și în weekend la apelul dumneavoastră. Dacă nu al dumneavoastră, dacă stați cumva pe la etajul 3 și nu miroase până la etajul 3, gândiți-vă la vecinii de sub același acoperiș, de la parter, de la etajul 1 și 2. Noi am ajuns la finalul emisiunii, nu vreau să încheiem până nu reînnoim aceste apelul pentru Costin, pentru băiatul bolnav, da? Alexandra Are nevoie urgentă de bani. Din păcate, în ziua de astăzi, orice, până și sănătatea, se rezumă la bani. Deci, dacă nu ai bani, nu poți să faci, de exemplu, o recuperare exact cum îi trebuie lui. Avem afișat pe ecran contul unde puteți dona pe numele tatălui băiatului aflat în suferință, George Iordache, împreună, doamnelor și domnilor, îl putem ajuta să meargă din nou pe acest copil și familia să rămână cu, doar cu, dacă pot să spun, jumătate de necaz, pentru că micuțul este fără speranțe de a mai merge. Și acum aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit în platoul audiența, am să vă mai invit și cu altă ocazie. Sunt curioasă dacă vă mai confruntați cu altfel de probleme, nu știu, pentru că mă gândesc că ar fi corect ca o compensare municipalitatea să vină să vă ajute cu altceva, pentru că acționează în alte situații, la alte blocuri, la niște subsoluri, da? Și atunci, în compensare, să vă ajute și pe dumneavoastră cu ceva. Nu știu, v-ați gândit la asta? Da, sunt multe probleme. Înțeles că intrăm în programul de... Ziceți dumneavoastră că am de anvelopare. Din ce știu, blocul nostru este chiar primul bloc care va intra acum. Să-l vedem și noi anvelopat. Și chiar vă spun să vedeți că blocul nostru va fi primul. Da, vă vine să râdeți. Mai avem un mesaj de la telespectatorii noștri. Repararea rețelei de evacuare a apei menajere de la blocuri și curățarea subsolurilor este o acțiune lăudabilă a voluntarilor giurgiuveni. Autoritățile locale trebuie să sprijine astfel de acțiuni. Asta încerc și eu, dincolo de orice ambiții și orgolii. Gândiți-vă că o mână de oameni luptă cu niște munți de mizerie și este un act de voluntariat. Costurile acestor acțiuni, acolo unde e nevoie de bani, sunt suportate, iată, de un grup de firme. Mă gândesc cât o să mai poată, de aceea fac un apel și către mediul de afaceri să se alăture acestui ambițios proiect al Asociației
umanitare, uniți pentru Giurgiu. Țineți-o tot așa, cu oameni simpli, dar harnici și voluntari. Mulțumesc frumos echipei de la Nova Force. Eu mulțumesc în numele mulțumesc beneficiarilor acestor. Noi mulțumim. Și mulțumim domnului Florian că este alături de noi și că răspunde ori de câte ori îi solicităm ajutorul. Ați mai fost, ați mai interacționat cu domnul deputat? Noi da, când eram în disperare, acum, înainte de sărbători. Nu primeam salariile, nu eram disperat și... Ați apelat? Da, ne-a ajutat și atunci, cel puțin cu... A, atunci când vi se dădeau banii de la primărie, da, salariul de... Personal, am interacționat pe stradă și mi-a întins o mână. Doamne, ați avut niște probleme. Dumneavoastră realizați că aveți aceleași drepturi cu cel de la contabilitate din primărie? Da, bineînțeles. Sunteți salariat al primăriei? Da, bineînțeles. Da? Sunt și eu tot salariat al primăriei. Și eu tot salariat al primăriei. Da, mulțumesc Alexandra Mihai pentru materialele pe care le realizezi. Le-a realizat alături de colegul meu, George Voican. A fost greu, știu că am discutat după ce ați filmat. Mulțumesc echipei din această seară, Răzvan Albu, Minel Boboc, regiei Emi, Ionel și George. Doamnelor, vă mulțumesc încă o dată. Așteptăm să vedem marea învelopare. Așteptăm să ne spuneți dacă sunteți contactați de municipalitate, cei de la Nova Force, să vă sprijine cumva sau să îi consiliați, pentru că lucrările voastre sunt unele de succes. Doamnelor și domnilor, ar fi fost multe de spus. Din păcate, emisiunea noastră se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc pentru telefoane. Ne revedem joi la o ediție cu totul și cu totul specială, pe care vă invit să nu o ratați. O ediție specială, e timpul să vorbim, unde veți afla niște lucruri care vă privesc direct. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!